În această iarnă, în Gorj, pe drumurile județene în lucru, se va circula fără probleme. Președintele Consiliului Județean spune că, deși în perioada de pandemie modul de lucru pe tronsoanele aflate în reabilitare nu a fost pe repede înainte, muncitorii au recuperat. Așa cum știți, și în perioada pandemiei s-a lucrat într-un ritm mai scăzut, dar suntem în grafic cu toate contractele, atât din buget național, cât și din buget local, pe cum și cele de pe fonduri europene. Sperăm ca în cele 5 șantiere care le avem deschise la acest moment, constructorii să realizeze așa cum au promis, conform contractului, toate și să respecte toate termenele contractuale. Nu avem probleme, din câte știu de la colegii mei, toate lucrările sunt în grafic, la toate cele 5 tronsoane de drum județean pe care se lucrează. Șeful județului asigură șoferii că nu vor fi probleme. Statul de uzură este pus pe marea majoritate. Acum se lucrează pe marea majoritate la accese la proprietăți și rigole de scurgere. Toate contractele au termen finalizare primăvara viitorului an. Dar oricum se va circula în această iarnă în condiții bune de mers, fără probleme, se va circula. Unul din drumurile la care se lucrează în prezent este drumul județean 675C Târgu Logrești-Bustuchin, Roșia de Amaradia, Alimpești, Ciupercenii de Olteț până în DN67.